La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Te-am tușit mai devreme și am probleme cu respirația. Am tușit pentru că m-am mânecat cu aer, nu cu altceva, și încercam să fredonez. Coloana sonoră, dragii mei, este baroc. N-am uitat de baroc. Știți că eu consider că muzica acelei perioade se potrivește foarte bine cu poezia, așa că astăzi ascultăm un compozitor din zona germană, Johann Caspar Kerl, pe care o să-l găsiți și cu numele italienizat, Giovanni Kerl, și cred că și englezit. Dar, în fine, ne interesează mai puțin acum cine anume este autorul acestor superbe linii melodice pe care le ascultăm. Iată, s-au oprit un pic. Ci ne interesează, cel puțin pe mine, mă interesează poezia. De aceea, la momentul de poezie de astăzi, cu numărul 485, voi prezenta, ca de fiecare dată, creațiile a trei autori. Primul dintre ei este și jurnalist, Iulian Talianu, născut în 29 iulie 1954 în Călăraș. Și pentru că suntem într-o lună iulie, chiar dacă mai este până la ziua lui Iulian Talianu, o să-i spunem de pe acum la mulți ani, să-l felicităm pentru că se ocupă foarte bine și de zona jurnalistică, domneasa fiind jurnalist, și să știți că este și directorul unei publicații care se ocupă și de poezie, între altele, pentru că e vorba de Tomisul Cultural. Deci, Iulian Talianu, jurnalist și poet, să știți că este membru al filialei Dobrogea Uniunii Scriitorilor, și am găsit un poem pe care vreau neapărat să vi-l prezint din volumul său Călătorie printr-o amintire, apărut anul trecut, volum prezentat și în revista Argeș, numărul 1 din 2021. Și pentru că eu nu am cartea, ci am în computer revista Argeș, grație unor prieteni drăguți, am să vă prezint poemul Prima duminică de primăvară, semnat Iulian Talianu. În orașul de provincie, primăvara dă colțul străzii. Într-o noapte, atunci se simte în aer prima adiere de parfum de la florile cimitirului. Pe plajă, turiștii se uită la ochii înnecatului ca la un diamant. Cuvintele din scrisorile îndrăgostiților seamănă acum cu cireșii în floare. Ieri a fost duminică și tot orașul a văzut în ochii bătrânilor lumina unei sărbători. Iată o poezie ca o poveste, care are așa niște paliere complet diferite, trimiteri care spun foarte multe. Evident că ni se spune că orașul este de provincie, apoi se subliniază faptul că parfumul e de fapt de la florile din cimitir. E de bine dacă cimitirele sunt îngrijite și sunt înflorite. După aceea nu mai e bine pentru că turiștii se uită la ochii înnecatului, deci suntem la mare, dragii mei, unde se întâmplă și accidente, soldate cu moartea, da? Dar ochii acelui om care a murit sunt ca diamantul, ne spune poetul. Apoi cuvintele din scrisorile unor îndrăgostiți, care sunt ca cireșii în floare. Și cel mai mult îmi place această duminică în sărbătoare, pentru că așa o văd bunicii și pentru că această sărbătoare se vede în ochii bunicilor. Iată, un poem care poate fi citit așa, ca o simplă relatare jurnalistică aproape,
Dar, în realitate, este o întreagă filozofie aici, bineînțeles, v-am zis, pe paliere, pe fragmente, dar iată o poezie care, bine scrisă, ne spune foarte multe lucruri și ne obligă să gândim, să simțim și să ne gândim și noi la ale noastre, nu să rămânem așa aterni și insensibili ca multă lume, iar vorbesc, gata, mă opresc. Următorul autor pe care vreau să-l avem alături de noi, să știți că este avocat și este o doamnă, Anca Iulia Beidac, din Timișoara, care are și volum, am văzut cel puțin unul, este prezentat și într-o revistă de la Arad, dar eu am să vă prezint un poem care apare, sunt mai multe acolo, în cea mai recentă revistă Times, tot revistă timișoreană, știți, am mai prezentat-o, unde redactor șef este, îmi place să-i spun așa, prietenul Daniel Luca, deci revista 2 din 2021, cea mai recentă, și o să găsiți în paginile ei, dacă dați căutare, Times, o să vedeți că există pe internet și Anca Iulia Beida, care mai multe poeme acolo, eu am ales unul mai scurt și care îmi spune foarte multe și îmi place tocmai pentru că este scurt și are greutatea acelui lucru mic care nu este inutil și care nu este degeaba. Na, inutil și degeaba, na, ce fel vorbesc. Da, în fine, trebuie să înțelegeți la ora asta, da, în fine, eu mi-am pregătit poemele, haideți să vă citesc și mai zicem câteva cuvinte despre poezie, corecte, evident, nu așa, sinonimii și alte dele. Anca Iulia Beidac, poemul intitulat 2. Rachete bicolore, inima fulg, dragoste de alabastru, mă scald în marea ta verde, împletesc clipe color cu liniști tăcute. Cânt, viața e roz și caldă și dulce. Este evident un poem de dragoste, este evident multă bucurie aici, pentru că dragostea e împărtășită, altfel la finalul poeziei viața n-ar fi nici roz, nici caldă și nici dulce, Doamne. Dar sunt frumoase aceste imagini, da? Inima fulg, cum e inima fulg, dragostea de alabastru și cum se scaldă îndrăgostita în marea ta verde, da? Deci, posibil că ochii iubitului sunt verzi sau pur și simplu e văzut așa ca o mare de speranță, nu? Culoarea verde era de obicei folosită pentru speranță. Deci, iată o poezie sensibilă, dar scrisă cu destulă tușă de seriozitate, numai că la final se cântă și viața e roz și caldă și dulce. Repet acest vers și aceste idei, pentru că de obicei viața nu e așa. Și atunci măcar în poezie să o găsim astfel și bineînțeles, îndrăgostiți, bucurați-vă de dragostea voastră cât mai durează așa senină și roz și dulce și caldă. Și al treilea autor vi-l prezint din traducerea Lindei Maria Baros dintr-o revistă Luceafărul de dimineață, numărul 5 din 2018. Știți că și revista Luceafărul de dimineață are arhivă pe internet, așa că îl găsiți acolo. Poetul nostru este un francez, un veteran al poeziei, născut în noiembrie 1942, are multe volume, 20, poate chiar mai bine de 20. Richard Rognot este numele său. Și am să vă prezint un fragment, pentru că în revistă este un singur poem, poemul Întrebarea unui înger, dar e mai lunguț, așa că o să-l fragmentăm, am mai făcut chestia asta, dar vă trimit la revistă să citiți dumneavoastră poezia întreagă
Și să căutați autorul, dacă vă descurcați în franceză, e foarte bine. Deci, Richard Rognet, îl citesc englezit, că așa ne-am obișnuit noi să englezim toate cele, dar nu contează, contează poezia. Și v-am zis, v-am prezentat de altfel scrierea corectă a numelui său pe internet și acest frumos poem intitulat Întrebarea unui înger. Vine ziua, un semn al iubirii s-ar spune, apare brusc îngerul extrem, îl vedem în marea fereastră, aruncat de-a curmezișul speranței, ciocârlie aruncată de-a curmezișul dimineții. Iată-mă vizibil, i-am luat-o înainte, umbrei care apasă asupra iubirii mele, îngerului iubire, conturul meu de înger. Iată-mă sedus de întrebare, de tăcerea ei înarmată cu semne. Și aici este iubire, dar este altceva. Și faptul că e îngerul iubire poate însemna foarte multe lucruri, depinde cine citește, cine traduce cu ghilimele de rigoare sensul poeziei. Dar îmi place că acest înger există, că el se poate la un moment dat asimila iubirii sau că însuși poetul devine înger, pentru că spune aici conturul meu de înger. Și apoi sunt niște întrebări care sunt mai degrabă tăceri, cum ne spune poetul, o tăcere deschisă, înarmată cu semne. Numai un poet putea să spună astfel și, evident, numai un poet putea să vadă un înger aruncat ca o ciocârlie de-a curmezișul dimineții. Ce frumusețe, dragii mei, poezia într-adevăr ne duce într-o altă lume, lume închisă în lumea noastră, știți foarte bine, sau lumea noastră închisă în altă lume. Suntem într-o situație ciudată în care nu putem să știm ce e adevărat și ce nu. Știți foarte bine, ce nu vedem există și ce vedem e câteodată altceva. E, cam asta face poezia, ne aruncă într-o mare, verde sau albastră sau neagră sau roșie sau cum vrem, ne aruncă într-o mare de întrebări care poate să fie tăcută, poate să fie deschisă, dar poate să fie și cu unele sunete, iată cum ascultăm acum această minunăție de muzică. Important e că și noi trebuie să fim deschiși la nou, la interesant și chiar dacă e vară și unii cred că e vacanță, mintea noastră n-are vacanță, cum repet eu mereu copiilor, așa că bucurați-vă, dragii mei, și de vacanță dacă o aveți și de multe altele, dar bucurați-vă și de poezie pentru că este un cadou special pe care ni-l face această lume. Și dacă nu ni-l facem noi, cine să ni-l facă? Și pentru că e vorba de bucurie și de poezie și de momentul nostru, eu vă dau întâlnire și mâine la același lucru, bineînțeles, cu alți trei autori, altă coloană sonoră și cu aceeași bucurie. La bună revedere!